Suntem pe locul 2 în Europa și pe 7 în lume la vaccinarea cu ambele doze. Specialiștii sunt mai preocupați de cine câștigă competiția în acest moment. Campania de vaccinare sau tulpinile noi care se răspândesc cu repeziciune. Creșterea zilnică de infectări din ultima săptămână ridică întrebarea dacă România se pregătește de un al treilea val al pandemiei. În timp ce în urmă cu o săptămână numărul cazurilor nu depășea 2500 zilnic, în această săptămână a trecut constant de 3000. Când începem să considerăm așadar că lucrurile nu mai sunt oarecum sub control, așa cum zicea ieri premierul, și ajung să scape oarecum de sub control. Discutăm imediat despre asta. Marcăm un an de la primul caz de COVID în România, tot fără rapoartele privind incendiile de la Spitalul din Piatra Neamț și de la Matei Balș. Ministrul Vlad Voiculescu, astă seară. Avem mai multe rapoarte. Pe de o parte vorbim de rapoartele IGSU și pe de altă parte vorbim despre rapoarte dinăuntru Ministerului Sănătății, de când pornite de la Inspecția Sanitară de Stat și cu rezultate de la Direcția de Sănătate Publică. Arată că undeva peste un sfert din spitale și-au îndeplinit, sau un sfert, peste un sfert din măsuri au fost îndeplinite într-un termen relativ scurt, dar mai sunt multe lucruri de făcut. Pentru unele este nevoie de finanțare și tocmai de aceea am lansat propunerea sau deja posibilitatea de finanțare de 50 de milioane de euro. Vorbim despre spațiu insuficient, vorbim despre numărul de paturi, vorbim despre clădiri vechi, vorbim despre diverse neajunsuri de la un spital la altul, dar proiectul este foarte tehnic, instalații electrice vechi, instalații de gaze medicale vechi. Evident că vorbim și despre eroare umană. Eroarea umană nu poate fi identificată, dacă vreți, într-un raport. Ce poate fi identificat într-un raport este existența sau non-existența unor proceduri, nevoia unor proceduri noi. Ce face orice raport este să se uite la procese și asta trebuie să facem, cred că noi ca țară și noi cu siguranță în sănătate mai mult, să nu căutăm doar un vinovat punctual, ci mai degrabă să ne uităm ce a fost greșit înăuntru procesului. Artistul Toni Grecu în direct cu noi. Bună seara, mulțumesc foarte mult. Cum vă simțiți în primul rând? Bună seara, mă simt bine cu situația prin care am trecut și pentru experiența pe care am avut-o. Acum mă simt foarte bine. Ne bucură să auzim asta. După cum vedeți, o să vorbim imediat despre experiența dumneavoastră acolo în momentele alea. N-avem raportul nici până acum, domnule Grecu, după cum vedeți. Cât poate să dureze în România un raport despre Piatra Neamț, care s-a întâmplat undeva în noiembrie, și despre Matei Balș, care, mă rog, s-a întâmplat luna trecută? Zice ministru, încercăm să grăbim lucrurile. Dumnezeule mare, dacă nu le grăbeam, oare cât ne lua? E o întrebare la care nu știu să răspund. Cât poate să dureze un raport? Probabil că trebuie să dureze atât cât este cazul, ca să dau un răspuns evaziv și ușor obraznic, dar foarte specific stilului românesc, exact, de a pune sub preș lucruri care nu convin. Desigur, anchetatorii probabil că au descoperit lucruri ce nu sunt foarte confortabile pentru anumite persoane sau anumiți oameni, pentru anumite instituții. Na, acum raportul s-a făcut și se corectează. Da, e bună observația dumneavoastră, pentru că acum nu știu dacă se corectează în sensul de a se îndulci. Cert este că și premierul și ministrul sănătății, în mai multe rânduri întrebați despre subiectul ăsta, au zis, domnule, l-am dat înapoi la refăcut, că nu putea fi prezentat în halul ăsta, că era incomplet, că era... Acum, repet, nu înseamnă neapărat că se înfrumusețează. Deci da, fapt că primești... corectează astfel încât să slujească cât mai bine adevărul. Eu, vis-a-vis de Spitalul Matei Balș, am o atitudine pozitivă, pentru că eu am fost foarte bine îngrijit acolo. Despre incendiul ăsta, punctual, nu știu ce să spun, pot să spun doar atât, că a fost un coșmar. Pentru mine, ca și pentru alții. Uh-huh. Oameni care au avut neșansa să fie evacuați dimineața la ora 5, sculați din pat, în condiții de sănătate extrem de precare, da? Și această neșansă
Până la urmă, n-ai ce să spui despre asta, e destin. Acum să căutăm vinovați. Nu-i treaba mea, e treaba instituțiilor statului. Dar, repet, Institutul Matei Balș, din punct de vedere al modului în care s-a ocupat, se ocupă oameni, nu am observații de făcut, decât să zic că singurul lucru pe care pot să zic este că oamenii ăia s-au ocupat foarte bine de mine și de tratamentul pe care mi l-au dat. Și n-am decât să le mulțumesc. Incendiul este alt capitol. Sigur. Acum, sigur, nu e deloc plăcut să tot rememorezi lucrurile astea. Aș vrea totuși să vă rog să ne povestiți ce s-a întâmplat atunci din perspectiva dumneavoastră. Apropo de mutatul ăsta... Voi vreți un film horror acum? Nu, evident că nu. Încercăm să ne dăm seama totuși, uite, din mărturii de felul ăsta, măcar partea care are legătură cu dumneavoastră, pacienții care ați fost mutați din calea... Ca să fim foarte... O să povestesc foarte pe scurt. Vă rog. Filmul pe care l-am trăit eu în dimineața cu pricina, la ora 5, când ușa salonului s-a izbit de perete, a intrat o asistentă fără combinezon și fără harnașamentul specific pentru zona de COVID. Da. Ați văzut probabil la televizor tot personalul medical care intră și lucrează în zona de COVID este îmbrăcat în combinezoanele alea ermetice, cu da, vizie, cu măști, cu, ca niște cosmonauți. A venit doamna respectivă speriată, a intrat repede, a deschis geamul, probabil ca să se evacueze surplusul de oxigen din salon. Da. În salon eram două persoane, un pat era liber. Am eu și cu un domn. Și a spus, treziți-vă, stați la marginea patului, pentru că a luat foc spitalul. Treziți din somn. Eu am complet buimac, auzeam o sirenă și am pe geam, cu coada ochiului, am văzut valuri de fum care se înălțau prin fața geamului. Și am spus, băi, ce e asta? Nu-mi dădeam seama. Eu, fiind pe oxigen în momentul ăla, da, eram dependent de oxigen, nu puteam să fac niciun fel de efort. Abia puteam să mă ridic, să ajung până la chiuvetă, doi pași. Cam asta era situația mea în momentul ăla. Eram în plin tratament și în plină boală, ca să zic așa. Da. M-am speriat. Nu mi-am pierdut capul și n-am intrat în panică. Absolut deloc. Am conștientizat situația gravă în care ne aflăm și am stat cu mințeii la marginea patului cu masca de oxigen pe față. M-am cuplat la butelie. Deci m-am decuplat de la sursa de oxigen statică, aia de pe perete, și m-am cuplat la butelie știind că va urma evacuarea. Mi-am luat lucrurile minim necesare, adică, mă rog, ochelare, telefonul, buletinul și cardul de sănătate, o geacă peste pijama și am plecat la comanda acum ieșim. Doamna asistentă a luat butelia mea, colegul n-avea nevoie de butelie, el era mai avansat, da, vindecare, ca să zic așa, și m-a ajutat să cobor două etaje și am ajuns în curtea, la ușa din care dă în curtea spitalului. Nu vă spun ce complicat este să mergi pe propriile picioare, să cobori treptele la două etaje, în condițiile în care v-am spus, doi pași și mi-e puizau, da, oxigen pe care îl aveam în plămâni la momentul ăla. Mă rog, a fost o chestie foarte sufocantă, dar din momentul ăsta începe partea aia de film de groază, ca să zic așa. Am ajuns în curte și m-am sprijinit de un gard, de un zid, de o
nu mai știu ce era, un aparat de aer condiționat și m-am pus cumva așa ca să, sub formă de unghi drept, cam așa stăteam, da? Cu capul pe aparatul ăla și încercam să-mi găsesc suflu și să pot să trag aer în piept după efortul coborârii celor două etaje. Curtea era ocupată de mașinile de pompieri. Salvările care trebuia să ne ducă pe noi bolnavi la alte spitale erau în partea cealaltă a curții, la o distanță de peste 100 de metri. 100 și ceva de metri. Uh-huh. Noi acolo trebuia să ajungem. Repet, bolnavii respectivi, tot bolnavii din pavilion, o mare parte dintre ei, erau în imposibilitatea de a face drumul ăsta. Adică era ceva foarte greu. Ce pentru mine cel puțin a fost un infern. Și am făcut drumul ăsta pentru că după vreo 5-7 minute, 10 minute, a venit un paramedic și a spus acum mergem la salvare, că ardem ca șobolan. Undeva deci în dreapta mea era spitalul și vedeam la etajul 1 cum patru saloane ardeau și ieșeau valurile de fum, da? Care se înălțau spre cer. În zona asta care nu ardeau, erau masați săracii bolnavi. Adunați toți în balcon, așteptând să le zică cineva ce să facă. Un pompier încerca să ajungă la ei, dar avea scara prea scurtă și comunica cu ei. Numai că oamenii săraci nu puteau să sară balustrada aia. Da, evident. Oameni bătrâni, chiar și tineri, dar n-aveau puterea să o facă. Probabil, eu n-am mai văzut ce s-a întâmplat. Personalul care era acolo i-a ajutat să iasă din balcon, să vină pe ușă în curtea spitalului. Nu știu, repet, pentru că pe mine m-a luat paramedicul respectiv de glugă. Doamna asistentă ținea în continuare butelia, sau nu, i-a dat-o lui. Ținea butelia într-o parte, pe mine de glugă. Cealaltă persoană, mai era o doamnă bolnavă, o ținea asistenta cu cealaltă mână. Deci de ceva incredibil. Eu, mergând de repede, și vorcăind, ca să zic așa, și spunând, băi, nu mai poți și acum îmi sună în minte vorbele paramedicului care mă încuraja și spunea, haideți, domnul Grecu, să nu leșinați acum, că mai e puțin până la salvare. Băi, da. Nu trebuia să cred. Și am alergat ghilimelele de rigoare, adică, mă rog, un merg mai rapid, tuta aia de metri sau cât a fost lungimea drumului, știu că am ajuns la salvare, dar nu mai știu dacă am leșinat în ușa salvării sau după ce am urcat. Numai. Cert este că am leșinat. Eram așa, se uita paramedicul la mine și spunea, nu plecați, da? Nu plecați, sunteți aici cu noi, da? Să nu plecați. Probabil că eu îmi dădeam ochii peste cap. Și îi făceam așa, cred eu că îi vedeam de înțeles că sunt prezent, dar următoarea replică pe care am auzit-o a fost următoarea. Știți că ați leșinat, nu? Eu zic, nu! Deci, este... A fost maratonul vieții, ca să zic așa. Da. În niște condiții cu totul speciale. Pompierii se chinuiau să evacueze oamenii ăia din balcon și cu tulumbele să stingă incendiu și eu, prin spatele mașinilor de pompieri, târât de doi oameni, să ajung în salvare care să mă ducă la Spitalul Pantelimon. Unde am ajuns, mi s-au făcut toate
analizele să se constate dacă am inhalat funingine și fum, ar fost o catastrofă, dar nu s-a întâmplat chestia asta pentru că eram oricum pe oxigen, da? Și uite așa am reușit să plec din zona incendiului. Am ajuns la spitalul Pantelimon, cum am spus, unde am stat la ora prânzului. Și unde am constatat, aici s-a întâmplat o chestie pe care nu înțeleg și vă spun acum, nu înțeleg. Eu eram pe 10 litri de oxigen când am plecat din salon. Da. 8 sau 10 litri de oxigen. E o cantitate medie așa. Nu-i mult, nu-i puțin. E pe la mijloc. Eram de câteva zile pe 10 litri. Și la spitalul Pantelimon, la ora 12 au venit doi doctori să vadă pe câți litri sunt și mi-au spus că sunteți pe 5 litri. Îi poftim? Da. Apoi sunteți pe 5 litri. Păi nu sunteți pe 10? Nu, doamne, sunteți pe 5 litri și aveți saturația maximă. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Probabil frica, adrenalina, nu știu, s-a întâmplat ceva. Și din momentul ăla a început perioada de revenire a organismului și în următoarele 9 zile am părăsit spitalul. Ne bucură că sunteți bine acum. E, cum să spun, spre deosebire de raportul formal, ăsta e raportul emoționant pe care niciun raport formal nu-l poate cuprinde și probabil că fiecare perspectivă a fiecăruia care s-a întâmplat să se afle în acele momente acolo, cum să zic, face cât 1000 de rapoarte pe care le va primi probabil ministrul sănătății. Toni Grecu, pentru că spuneați că e un film horror, într-adevăr, dacă îl lăsăm la o parte și ne uităm, cum să spun, la ce... Da, o secundă. Vă rog. Dacă îmi pare rău de ceva, îmi pare rău că s-au prăpădit oameni acolo. Sigur. Asta e cea mai mare durere. Oameni nevinovați. Și îmi pare rău că corpul medical este supus la o presiune la care nu știu dacă, nu știu câtă vină are corpul medical pentru această mare nenorocire. Și îmi pare rău că pavilionul 5, unde erau atâția oameni internați, este nefolosibil acum. Și sunt o mulțime de oameni bolnavi care nu se pot bucura de serviciile medicale pe care le pot oferi specialiștii de acolo. E o mare pierdere, să știți, nu e o glumă. Evident. Vreau să vă întreb, mai ales în contextul ăsta, lăsând incendiul la o parte, să zicem, trecând prin această experiență a bolii, ce le-ați spune acum conspiraționiștilor și negaționiștilor, care am văzut sunt destui, din păcate, și în lumea artistică și se manifestă pe unde au ocazia? Ce le-ați spune din postura de azi? Să dea Dumnezeu să nu treacă niciodată prin ce am trecut eu. Atât. E un să creadă ce vor ei. Nu mă interesează. Să creadă ce vor ei. Nu vreau să-i conving că COVID-ul există. Că vaccinul e bun. Și că situația asta în care suntem acum nu este făcută de Bill Gates. Nu vreau să-i conving, nu vreau să conving pe nimeni despre asta. Eu vreau să spun doar atât. Eu am trecut printr-un moment foarte complicat al vieții mele. Nu m-aș fi așteptat vreodată să ajung în situația asta. Toată familia s-a îmbolnăvit. Fiecare a avut altă formă. Și fiecare membru al familiei mele a avut altă formă de boală. Cu aceeași tulpină ne-am îmbolnăvit. Este foarte interesant ce vă spun acum. E incredibil. Da, e unul din, cum să spun, una dintre trăsăturile acestei epidemii, că, într-adevăr, cazurile se manifestă foarte, foarte diferit. E un an, spuneam, de când s-a manifestat primul caz în,
în România. Dacă ar fi acum să ne uităm așa, oare cum mai în glumă, mai în serios, au fost și lucruri, eu știu, de care să facem haz de necaz în pandemia asta? Nu știu, geaca lui Vela, ministrul de interne, și aparițiile alea marțiale, habar n-am, lucruri de care ne putem uita așa retrospectiv și eventual mai degrabă să ne amuzăm decât să ne îngrijorăm. Putem să facem haz de necaz de orice, dar eu n-aș face deloc haz pe seama oamenilor care au trecut prin boala asta și au făcut formele grave ale ei, sub nicio formă. Însă subiectul de haz, care cred că e acordat de lumea cu mine, trebuie să fie neapărat oamenii sănătoși care conduc cumva lupta împotriva COVID-ului. Nu-i acuz de nimic. Oamenii își fac treaba cum pot, cât pot. Asta este. Dar fiind sănătoși, măcar în felul ăsta să ne dea posibilitatea nouă să ne descărcăm prin umor și prin glume. Că dacă nu râdem de geaca lui Vela, de ce vrei să râzi? De Remdesivir? Nu cred da. Că poți să râzi de Remdesivir. Sigur. De Plaquenil, hidroxiclorochină. Chiar dacă niciuna, nici alta nu se știe dacă au vreun efect concret asupra bolii în sine. Dar doctorii le fac și ți le dau, dar au altă variantă, pentru că nu există altă variantă, pentru că asta se fac în toată lumea. Acum avem Regeneron, s-a aprobat, fim toți un fel de mici Trump care vom renaște din propria cenușă în 3 zile, vom scăpa de orice formă de boală și vom conduce lumea din boala noastră, nu cum a făcut Trump, boala lui, săracul, acum nu mai a ieșit din boala aia. Mai avea puțin și le recomandă oamenilor să-și injecteze clor în exact. Să-și facă cu dezinfectant injecție. Da. Vezi că sunt tot felul de medicamente, de pisici, de câini, de cai, care se recomandă ca fiind foarte bune. Bă, poate ori fi bune, nu contest nici chestia asta. Dacă ele fac bine, să se folosească. Dar cred că am putea să tragem o concluzie foarte clară, cel puțin eu pot să zic asta din postura mea. Nimeni nu știe nimic. Asta este complicat. Vom vedea câtă vreme mai trece până când o să aflăm ceva. Mulțumesc foarte mult, Toni Grecu. Vă doresc multă sănătate și să vă refaceți complet și să râdeți public împreună cu colegii dumneavoastră cât mai repede de tot episodul ăsta pe care îl traversăm acum, odată ce el se va fi terminat. Vorbim despre acest an, spuneam, scurs, de la momentul în care a fost depistat pozitiv primul român care s-a infectat cu COVID-19 pe teritoriul țării noastre. De atunci am parcurs o grămadă de tragedii, bineînțeles, pe de o parte, pe de altă parte și de progrese. Iată, suntem în campanie de vaccinare. Acum probabil că depinde cum privești paharul. Autoritățile se laudă cu recordul pe care îl înregistrăm la nivel european. Suntem pe locul 2, pe locul 7 în lume la vaccinare. Pe de altă parte, categoriile cu adevărat vulnerabile au fost vaccinate și reprezintă doar un sfert din totalul celor care au primit dozele până acum. Specialiștii vorbesc de al treilea val.